Marș 17 februarie de la ora 19 la Casa de Cultura a Sindicatelor, iubitorii rock simfonic, ai bluzului și ai Jazzului se vor bucura de un concert rock-simfonic organizat de Filarmonica Pitești și susținut de formația Sarmalele Regi. Solist este Andreas Zoltan. Întregiza formației rock a inițiat proiectul Sarmalele Regi Acustic, dând posibilitatea publicului să audieze piesele muzicale într-o altă formulă decât cea cunoscută. Reorchestrate pentru chitară acustică, pian, acordeon, vioară, violoncel, cântece noi și vechi ale Sarmalelor Regi respiră lirism și căldură sufletească. Prețul unui bilet este de 20, respectiv 15 lei, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%, iar elevii de 75%. Abonamentele rămân valabile. Tot Filarmonica Pitești organizează joi, 19 februarie, de la ora 19, la Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești, recitalul lunii. Eurasia Flutgvartet, Quartet, alcătuit din flautiștii Elena Ceconi, Italia, Daniel Hai Sung Corea de Sud, David Jeuk, Jeon, Corea de Sud și Gabriel Marin, România, vor interpreta Rossini, uvertura la opera Semiramide, Mozart, concertul în fa major, Robert Schumann, Kinder Zenon și Aaron Reica, sinfonico pentru patru flautiști. Ansamblul de flautiști Eurasia Flute Vartet este alcătuit din doi flautiști din Europa și doi din Asia și a apărut din dragostea celor patru pentru flaut și muzică. Repertoriul vartetului variază de la clasic la contemporan, susținând concerte în România, Italia și Corea de Sud. În timp ce Elena Ceconi a studiat în Italia și s-a perfecționat în Austria, câștigând premii importante, Daniel Haisung Park este director al Asociației Flautiștilor din Corea de Sud, și director al Festivalului de flaut de la New York. În 2014, solistul corean a mai concertat la Filarmonica Pitești. David Jeuk Jeon este reprezentantul noi generații de flautiști coreeni. A concertat nu numai în țara natală, ci și în Japonia și Statele Unite ale Americii. Solist al Teatrului Național de Operă și Ballet Oleg Danovski din Constanța, flautistul Marin Gabriel susține o bogată activitate artistică în recitaluri și concerte pe toate scenele țării. Alături de triuri de suflător Tomis Trio, de quartetul Ovidius și Duo Artemis, a reportat numeroase împliniri muzicale. A concertat și în Germania, Spania, Franța, Italia, Austria și America.